Minaur a început excelent partida, fiind în permanență la cârma jocului până spre sfârșitul primei reprize, având chiar și 4 goluri avans. Din păcate, după minutul 20, băimărenii nu au mai reușit să facă jocul din prima parte. Minaur a mai înscris un gol până la pauză, primind în schimb 7. În a doua repriză au reușit să revină în joc, egalând la 14. Au urmat apoi din nou câteva momente de cădere, ceea ce le-a permis timișorenilor să se desprindă la 5 goluri, Ludovic Varo contribuind semnificativ prin paradele sale la victoria gazdelor. Minaur rămâne pe loc de play-off și se pregătește de un șir de 5 meciuri teoretic mai accesibile.